Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Să vă afum un pic, să vă curăț și pe voi și spațiu. Bine. Fac asta de fiecare dată. Sunt Arotela, sunt bucuroasă că tocmai am primit un cadou foarte frumos pe care mi-l doresc eventual de câți ani? De 6-7 ani, din care sper să vă citesc cândva, cât mai curând. Dar, măi, Ela, bună ziua, bine v-am regăsit! Înainte de a începe etalarea pentru iunie, etalare la alegere, vreau să vă mulțumesc tuturor, mulțumesc din tot sufletul, pentru faptul că vă alăturați acestui canal, fără să fac nicio publicitate, chiar dacă uneori sunt agresivă, cum spun unii, chiar dacă uneori, probabil că enervez, că nu mi-am dorit să fiu pe placul nimănui în mod special, adică îmi doresc să fiu de ajutor, știți foarte bine cei care îmi sunteți fideli și iar vă mulțumesc în mod special vouă celor care îmi sunteți fideli de atâta timp. Știți că nu doresc în mod special să fiu nici populară, nici pe placul tuturor. E absurd, e absurd. Și important este că sunteți în preajmă, majoritatea cu gânduri bune, cei care încă nu v-ați obișnuit să selectați gândurile și să proiectați cei mai frumos ca să primiți cei mai frumos, probabil că, sper, din tot sufletul veți învăța cât de curând chestia asta. Oh, am spus că am primit o carte frumoasă, sunt foarte fericită, sper că și voi. Port ochelari nu ca să ies eu în evidență, din niște motive. Am spus că facem etalare pentru iunie, la alegere, pentru că asta s-ar putea să fie să completeze etalarea care va apare la zodie, la ascendent, la lună. S-ar putea să fie mult mai aproape de vibrația voastră pentru că voi o alegeți și evident ați ales acest canal să ascultați. Și încerc să găsesc soluții. Soluții. Aveți, uop, la alegere, patru variante. Patru variante. Un pixuleț, un creionuț, un creion. Pare el simplu, dar face lucruri minunate, vă zic sigur. Un pix roșu. Încercați să fie diferite. E un pix cu gel, acest e pix normal albastru. Asta e o carioca. Foarte faină, cu care mai desenez eu diferite chestii pe mână. Și nu doar pe mână. Deci aveți la alegere. 4. Să le pun într-o ordine? Hai să le pun într-o ordine. Ok, le pun așa. Uite, așa s-au stabilit. Ok. Să mă dau așa la parte să le vedeți. Puteți să puneți pauză. Da? 1, 2, 3 și 4. Să le pun și eu în ordine. Hai! Hai să le cam astea sunt. Să le pun în ordine. Asta ar fi prima. Da? Trebuie să pun și ordonată. Ok. Sper să nu ne întrerupe nimeni și sper să nu facă prea multă gălăgie cățelul meu, un puiulup care încă e pui și are chef de joacă și face toate năstrăvăniile. Deci, numărul 1. Ce am zis că ați ales? Carioca. Din punctul meu de vedere, mi se pare că sunteți foarte creativi, cei care ați ales, și căutați, ori încercați să vă conectați la o persoană foarte spirituală, ori voi căutați spiritualitatea cu orice chip. Sunteți foarte deciși să. Să vă ridicați vibrația. Însă, ce mai văd eu acum? Dacă sunteți într-o relație sau căutați o relație cu cineva anume, amândoi trebuie să lucrați la prima chakră. Da? Să vă echilibrați acea prima chakră. Probabil prima chakră știți că ține de frici, de stabilitate și cu ce s-a întâmplat în ultima vreme, toate lucrurile astea care au fost eventual dinainte și pe care le și moștenim, probabil că s-a accentuat și la unul și la celălalt. Ah, ce frumos mesaj, mă bucur. Central,
Aveți chakra inimii care trebuie să lucreze la unison. Este punctul comun dintre voi doi. Inima, dragostea, da? Și sunt curioasă ce cărță să apare. Pentru că este verde, pentru că este verde chakra inimii. Verde înseamnă și vindecare. Verde înseamnă și natură, vegetație. Posibil că ar trebui să mergeți mai mult în natură, ori separat, ori împreună, evident. Dacă sunteți într-o relație, puteți să fiți căsătoriți, puteți să fiți, eu știu, vedem ce iese. Pe de-o parte, o persoană are de lucrat cu al treilea ochi, cu albastru, da? Albastru, eventual albastru verde, albastru turcoaz, comunicare și anticipare și viziune, și celălalt trebuie să... Ai, interesant! Da, e foarte interesant. Și celălalt are de lucru cu încrederea în sine și probabil încrederea în dragoste. E o mică diferență, este plexul solar și inima, celălalt are inima și chakra 5-a 6-a de lucru. Comunicarea și viziunea. Și dacă sunteți în frică, evident că vă este blocată viziunea. Dacă sunteți în frică, evident că este blocată încrederea în voi. Unul sau celălalt. În poziția asta n-am cum să vă arăt cărțile. Le voi face pe domnul Brâncuș, pe acest album. Vedem ce cărți ies. Ok. Cei care ați ales primul număr. Cum facem? Cum să facem? Cum să facem? Facem 3-3-3, da? Trecut 3, trecut prezent, prezent și eventual viitorul apropiat, da? Trei cărți. Haideți să facem așa. 3, 3, 3. Primul număr. Iunie 2020. Ok. Împăratul. Oh, oh, oh. Împăratul. Numărul 1. Trecut, eventual trecut, prezent, poate să fie un trecut, să prea multe. Dar cineva a plecat. Am văzut un 8 de cupe. Cineva a plecat sau încearcă să se detașeze. Am văzut 8 de cupe. Erau prea multe. Ia să luăm așa. Ok. Temperanța. Am văzut temperanța și când am discutat mai devreme că trebuie să vă echilibrați cupele. Împăratul, temperanța. Asta înseamnă în primul rând 3. Împăratul, temperanța, numărul 1. Trecut, prezent. Uf, a sărit, a sărit. Ok. 8 de monede. Deci, trecutul acesta poate fi îndepărtat sau apropiat. Sau încă să se manifeste în prezent, voi știți. Aveți Împăratul, temperanța, 8 de monede. Asta înseamnă, eventual, că vouă vă place să vă dau semne, taur sau berbec, taur sau berbec, cineva născut în aprilie, mai mult sau mai puțin, dar poate să fie orice altă zodie, poate să fie și scorpionul, că și scorpionul își impune dorințele și se controlează, poate să fie orice altă zodie, și balanță, și cine mai vreți voi, și leu, că și leii sunt orgolioși, da? Temperanța, teoretic, la modul general, săgetător, varianta superioară a săgetătorului. Nu toți săgetătorii sunt așa. Nu toți. Nu, nu. Deci nu luați literă de lege că acestea sunt zodiile, da? Și împăratul are variante negative și pozitive. Eventual, văd alt semn de pământ. Ar putea să zicem să fie, să confirme faptul că ar fi cineva în zodia taurului. Dacă vreți voi, poate să fie și alt semn de pământ. Poate să fie fecioară, poate să fie... Ziceți voi, Capricorn. Oho, la capătul setului aici s-a oprit la steaua și regele de monede. Dar cineva nu comunică adevărul. Iaute minciunele sau strategii mentale, dacă nu vă place cuvântul minciună, da? Strategii mentale. Dar cineva clar nu comunică adevărul într-o relație între două persoane foarte puternice. Și apare interesant că apare la capătul setului de cărți, iar apare semn de pământ mai mult sau mai puțin, regele de monede și steaua.
Iar, repet, nu e obligatoriu să fie vărsător, pentru că este vărsător varianta superioară și nu toți vărsătorii au intrat în varianta asta, fără supărare. Trebuie să lucrezi ca să intri în varianta asta și nu este obligatoriu să fii vărsător ca să fii stea. Da? Sunt atâtea stele de cinema sau, eu știu, politice sau, eu știu, de care ar mai fi, spirituale, dar nu sunt vărsători. De-aia zic, nu vă fixați foarte mult și totuși aveți aici tot așa ceva asemănător, un cuplu destul de interesant. Unul spiritual, cum am zis mai devreme, și altul care e cam încăpățânat. Împăratul și temperanța. Sper că ați priceput. Ideea este că nu se discută. A apărut asul de spade invers. Cred că e printre puținele cărți care au sărit invers în aceste de cărți. Și urmat, evident, de 7, ia uite, ia regele de bâte, mai este și un berbec leu săgetător și o balanță. Posibil unul dintre voi, unul, nu toată lumea, sunteți într-un contract. Pentru că balanța, justiția, înseamnă și contract. Poate că unii sunteți căsătoriți, că și împăratul poate să fie un soț sau un tată, da? Și totuși cineva, 6 de spade, vrea să iasă pentru că a fost trădat. 10 de spade și 5 de cupe. Vrea să iasă acest rege de bâte. Asta pentru că, într-adevăr, au fost niște minciuni într-o relație. Posibil această stea să însemne și vindecare de aceste minciuni, de aceste trădări și vindecarea care începe să se manifeste, evident, înainte de a lua decizia separării, da, detașării mentale de situația aceasta în care v-ați simțit trădat, unul sau celălalt. Bănuiesc că acest împărat are de vindecat, da? Și steaua și temperanța. Și de lucrat foarte mult la noul lui post de împărat. Poate că înainte, interesant mesaj, poate că înainte a fost doar un rege de monede. S-ar putea acum să vrea să devină împărat, să fie mai mult. Adică să-și echilibreze și focul și emoțiile și e mare lucru. Și finanțele și mentalul, dar deocamdată în legătură cu o persoană, mentalul ăsta încă mai are de lucru, da? Pentru că am văzut 6 de spade, trebuie să se detașeze ca să-și vindece acest mental. Adică aceste gânduri, gândurile că a fost trădat și din cauza că a fost trădat nu poate să manifeste adevărul nici în relațiile prezente, nici în cele viitoare, că așa se întâmplă. Dacă reușește să facă această muncă interioară, pe care se pare că a început-o, pentru că acum vorbim despre un trecut recent, trecut îndepărtat, trecut recent, este mare lucru. Posibil încă lucrează. Posibil încă lucrează. Posibil și-a dat seama că în această postură de rege de monede sau de împărat, ce-o fi fost, în care doar asigura echilibru financiar, doar asigura stabilitate, autoritate, acolo unde era, ceva a pierdut în această poziție și din acest motiv și experiența respectivă și lecția. Așa că, posibil în ultima vreme, a înțeles că trebuie să se vindece, să-și echilibreze emoțiile și focul. Pentru că și împăratul și regele de monede pot... Chiar dacă sunt pasional, că am văzut și regele de bâte, ar putea să fie și un trio. Dar trecem peste asta. În varianta sa negativă, în varianta lor negativă, au relații bazate pe energii, da? Terestre, pământene, doar bani, sex, avantaje, mai puțin pe empatie, mai puțin bazate pe creștere spirituală, da? Împreună cu partenerul. Posibil că asta a fost și lecția unuia dintre voi. Sper că mă înțelegeți. În continuare, în prezent, ce aveți? Numărul 1. Am vorbit despre nevoia de a vă conecta la spiritualitate. Poate că aveți pe cineva în preajma acest împărat care sunteți voi, că a apărut primul, să zicem că ați putea fi voi, ați putea. A apărut o persoană spirituală
Și într-un fel sau altul vă întâlniți la locul de muncă. Ori al acestei persoane, ori al vostru. Ei, și această întâlnire manifestată în ultima vreme vă ajută în această transformare, în vindecarea voastră. Iar apare. Numărul 1, în prezent, iunie. Ok, iată ce am zis. 4 de spade, vindecare, da? Detașare mentală, echilibrare mentală, da? Ia uite, moartea, transformare, ia uite, schimbare, roata norocului în legătură cu un semn de aer pentru unii, sau dacă nu e neapărat semn de aer, poate e și semn de aer și semn de foc, nevoia de a tăia, regina de spade, de a tăia un trecut, de a nu mai permite eventual narcisiștilor, încrezuților, celor care vă deviază de la această transformare, de a nu-i mai permite în aura voastră, în spațiul vostru sacru. Numărul 1, prezent. Plângeți după cineva sau cineva plânge? 5 de cupe. Încă aveți de lucru. Echilibrarea, ia uite ce interesant. Și 4. Interesant. Am zis echilibrare mentală, că a apărut 6 de spade după niște trădări, și emoțională. Echilibrare emoțională s-a văzut și aici, da? 5 de cupe. Mari regrete. Apare de două ori imaginea unui trio. Repet, trio poate să însemne și locul de muncă, poate să însemne și cineva care a muncit foarte mult, tocmai ca să asigure stabilitate și n-a mai avut timp de relație. Și atunci relația s-a destrămat într-un fel sau altul. Trecând peste chestia asta. În prezent aveți spade și cupe. Lucrați un pic la vindecarea voastră mentală. Lucrați un pic la vindecarea voastră mentală. Judecata. Trebuie să vă ascultați vocea interioară. Eventual să ascultați și a doua parte, adică a doua persoană din poveste. Dacă cineva v-a trădat, e bine să le ascultați și versiunea lor. Dar, se pare că în acest moment, unul dintre voi se simte foarte blocat, foarte îngândurat, eventual defensiv, în legătură cu un suflet pereche. Vă doriți acest suflet pereche, da? Doriți să-l manifestați, dar posibil că, tocmai pentru că ați fost răniți, sunteți încă îngrijorați. Am zis mai devreme că sunteți îngrijorați. Cum să-l manifestați? Trebuie să vă ascultați vocea interioară. Dar evident că nu puteți manifesta în starea aceasta de tristețe. Sunteți foarte triști. Și voi și posibil că și ei, într-un fel sau altul. 4 de spade, da? 5 de cupe, 4 de cupe. Posibil până vă echilibrați voi, dacă voi sunteți împărații sau cine e împăratul, cealaltă parte e un pic dezamăgită, că n-a putut să manifeste legătura, o legătură frumoasă între voi doi. 4 și 5. Dar 4 și 5 înseamnă 9. Înseamnă că în curând, teoretic, după ce treceți de această stare de tristețe și de lacrimi, cât de curând ar trebui să începeți să închideți capitolul ăsta, să vă apropiați de o stare de satisfacție emoțională, să vedeți, să învățați lecția. 4 de spade înseamnă și o stare de singurătate, însingurare impusă tocmai ca să vă calmați mintea și emoțiile. O să și clarific. Viitor, numărul 1.
Sunteți supărați acum. Am văzut mai devreme un obiect cu pe cineva a plecat. Și v-am spus, am sesizat pentru unii și un trio. Repet, trio poate să fie și locul de muncă, poate să fie și amicii. Amici care sunt geloși pe relația voastră. Mm-hmm. Poate sunteți doi prieteni care doriți aceeași persoană. Și atunci, a treia cupă este amicul sau prietena voastră care își dorește. Opa! Vedem, acolo sunt camote. 7 de cupe, 6 de cupe, iar cupe. Într-un fel e bine. Au venit 4 în loc de... În viitor. Se vede nevoia de a decide între un trecut în care v-ați simțit trădați, da, ați avut dureri de cap, nopți pierdute, griji foarte multe și creștere. Vă doriți să alegeți între, ce vreți să alegeți? Persoana care vă creează multe, multe griji sau mai bine zis, nu neapărat persoana, starea în care vreți voi să stați. Vă faci să vă gândiți la una și la alta în loc să treceți la acțiune sau să alegeți creșterea, împărăteasa. Repet, poate să fie și două persoane diferite. Semn de aer, mai mult sau mai puțin, și un semn venusian. N-aș vrea mult să zic taur sau balanță, pentru că poate să fie orice alt semn. Poate are Venus în casa a șaptea relațiilor sau în casa a întâi, sau ai o persoană frumoasă, încrezătoare, superioară. Și superioară ca și vibrație lui 9 de spade. Vreți să mergeți cu acest cavaler de cupe, să oferiți, să zic, o împăcare sau o prietenie cuiva. Cuiva, ia uite, mica împărăteasă. O persoană care, ia uite, 9 de monede și regele de cupe. Posibil semn de apă sau semn de pământ. O persoană care este singură, care știți că vă poate oferi o dragoste deosebită și totuși până acum nu ați comunicat. Iar apare asul invers. Dar vine turnul într-un mod probabil nici de voi plănuiți, sau chiar dacă îi plănuiți, totul se va manifesta într-un mod foarte spontan. Această întâlnire, această nevoie de exprimare și de transformare a situației prin care sunteți. Asta ce am văzut aici. Acum, în acest 3-3-3, în aceste 9 cărți, de fapt 10, au vrut să iasă 4. În viitor ar fi 7 de cupe. Vă vindecați, vă calmați emoțional și mental și începeți să vedeți că aveți opțiuni pe de-o parte. Pe de altă parte, după ce vă calmați de ce s-a întâmplat între voi sau cu altă persoană, nu neapărat între voi sau cu altă persoană, continuați să visați la acest suflet pereche. Un suflet pereche care vă vindecă. Și am văzut și temperanța. Da? Este un schimb de cupe. Un schimb de energie între voi și cineva. Temperanța, 6 de cupe, posibil. Așa văd eu. Pentru că e și pe vertical. 6 de cupe. Dacă voi, probabil că sunteți mai crispați în felul în care abordați această posibilitate, că e veche, că e nouă, voi știți, poate să fie o împăcare, sau poate să fie o nouă persoană în viața voastră, repet, pe care ați întâlnit-o ori la jobul lor, ori la jobul vostru, o persoană care simțiți că vă vindecă și vă echilibrează viața, temperanța, în continuare, până la sfârșitul lunii, tot veți visa la ea, 7 și 6 de cupe, tot veți visa la ea, veți simți că trebuie să faceți ceva ca să materializați aceste visuri. Posibil că în această perioadă, că nu degeaba v-a apărut 4 de spade și 4 și 5 de cupe, am zis, trebuie să vă vindecați, să vă calmați, să meditați și eventual, după ce plângeți un pic, că lumea trebuie să se descarce și emoțional, dragii mei, pentru mine această carte reprezintă și capacitatea voastră, a noastră, de a selecta după ce am trecut prin niște situații neplăcute. Repet, poate să fie la locul de muncă acest trio, poate să fie cu prietenii care
au bârfit și au băgat nasul în relația voastră și v-au derutat, v-au deviat de la ceea ce vrea să manifestați. Trebuie să fiți foarte selectivi și cu cei pe care vreți să-i aveți alături de voi. Pentru că dacă a apărut totuși împăratul, vreți pe cineva care să vă fie o pereche cât mai aproape de ideal. Și simțiți că e această persoană, că apare 7 de cupe, da? Simțiți că e o persoană care vă împlinește într-un fel toate fanteziile, toate visurile pe care le-ați avut de-a lungul vremii și a apărut și steaua, da? Și totuși, am zis, în această perioadă nu prea vorbiți pentru că, și e necesară și tăcerea asta, pentru că trebuie să vă vindecați eremitul, da? Însă, ce interesant. Spre sfârșitul lunii, teoretic, cu acest eremit și doi de spade invers, s-ar putea să ieșiți din singurătate, din însingurare, din tăcere și să începeți să comunicați. Pentru că doi de spade în poziție normală înseamnă blocaj în comunicare. Și, repet, este necesar blocajul pentru că trebuie să vă vindecați. Să vă calmați, altfel vă apucă plânsul sau eu știu ce mai ziceți din cauza. Că așa se întâmplă când oamenii sunt răniți, spun cuvinte care rănesc. Și da, e bine să vă luați timp pentru vindecare. Deci apar cărțile, ultimele cărți au apărut invers. Și e bine, că reeremitul înseamnă și în singurare, am zis. Ieșiți din singurare, posibil se deblochează și accesul la unii la alții. Și puteți să călătoriți, eventual, să vorbiți, să vă întâlniți. Ia să vedem. Ce ar trebui să clarific aici? Patru de spade. Clarificăm patru de spade în prezent. Hai să clarificăm prezentul, totuși, da? Patru de spade. Doi de bâte. Și am văzut mai devreme doi de bâte. Trebuie să alegeți. Dar, dragii mei, bănuiesc că sunteți conștienți că nu putem să facem alegeri corecte decât în momentul în care suntem detașați mental. Din acest motiv trebuie să vă vindecați. Și este varianta mică a eremitului pentru mine, patru de spade, da? Și am zis că spre sfârșitul lunii începe să vă vindecați. Să primiți inspirație divină, că de obicei patru de spade într-o biserică comunică cu îngerii săi protectori, cu, eu știu, confesorii săi, cu preoții, cu cine vreți voi să comunicați. Și începe să primiți lumina, într-un fel sau altul. Și în momentul în care primiți inspirația, veți putea face alegerile corecte. Deocamdată, aici este și stresul sau gânduri, da? Vreți să alegeți între persoana din trecut și persoana care a apărut în ultima vreme, care vă temperează, vă echilibrează. Hai să clarificăm și 5 de cupe. Ia uite. Cartea aceasta de la capătul setului sugerează o încheiere, un capitol. E similar cu lumea. Încheiați un capitol. În momentul în care vă liniștiți mental și vă vindecați de aceste triouri, dacă au fost triouri, de aceste spade, dezamăgiri, cuvinte și, repet, cuvinte pe care uneori le spunem fără să vrem, pentru că avem obiceiul să răspundem în virtutea unei foste relații sau situații care ne-au făcut mai, să zic, mai acri, mai neîncrezători în cei de lângă noi. 5 de cupe. Clarificăm 5 de cupe. Ok. Iar 2. Interesant. Interesant. 2 de monede. Pentru cei care trebuie să vă echilibrați și finanțele și să munciți și n-ați putut munci din cauza unor situații care au fost, da? Știm toți că am fost în carantină, în izolare și n-am putut să muncim așa cum munceam pe vremuri, da? Probabil că de acolo și câteva regrete că nu puteți în prezent încă trebuie să vă mai echilibrați financiar.
pentru călătorie, pentru ceea ce vreți voi să manifestați în această situație sau relație. Eu sper că sunt clară, da? 2 de monede. Posibil, posibil. Și persoana la care vă gândiți, posibil, și persoana aceea trebuie să aleagă, nu doar voi, că așa se întâmplă. Că așa se întâmplă. Ori și ei au fost într-o relație, sau sunt, și trebuie să aleagă între voi și relația respectivă, ori și ei trebuie să-și echilibreze finanțele. Însă, în această de cărți, spune cartea moment cu moment, da? Și este cea care clarifică 5 de cupe. Dragii mei, este un alt mesaj foarte frumos pentru prezent, pentru cei care încă plângeți. Da? Plângeți și nu puteți să manifestați acest suflet perechi. E în spatele vostru, e lângă voi, de fapt. Da? E lângă voi. Dar și poate chiar și vedeți și poate și știți despre cine e vorba. Și totuși, de ce vă arată imaginea că sunteți cu spatele? Pentru că voi vă gândiți la trecut, la chestii negative, la trio-uri, la cupe vărsate, la lacrimi, la tot ce e negativ. Emoții negative, da? Vă gândiți la ele în loc să efectiv să faceți această curățare, da? Temperanța asta face echilibrare, curățare energetică, chakrele, meditație, da? Și în momentul în care sunteți curățați de toată această negativitate, să vă întoarceți către sufletul vostru perechi, care e ce te stă și așteaptă, da? Într-o altă energie, într-o altă stare emoțională. Pentru că dacă sunteți în starea, evident că transmiteți într-un fel sau altul repulsie. Cât v-ar iubi omul și cât ar încerca omul, să fie empatic, să aibă compasiune față de cineva care are o suferință, o dezamăgire. La un moment dat, prea multe, că sunt 4 de spade, 4 de cupe, 5 de cupe, prea multă tristețe. Aici trebuie să vă mai faceți și voi vindecarea voastră, că nu degeaba a apărut temperanța. Posibil și ei, am zis, să fie în situația în care trebuie să aleagă între voi și altcineva, să-și echilibreze finanțele, dar ce vreau să zic, să revin, că trec dintr-una într-o alta. Moment cu moment, pas cu pas, mai scoateți din tristețe și faceți spațiu pentru persoana dragă. Pentru acest suflet, pereche, 6 de cupe. 6 de cupe. Pentru acest suflet față de care simțiți o legătură foarte profundă, telepatică, empatică, cum vreți voi să-i spuneți, simțiți unii dintre voi că v-ați întâlnit într-o altă viață sau poate știți de prin copilărie, de prin cartierul în care stați. Multe variante pentru 6 de cupe. Și visați la ei în continuare. Ok. Vă doriți, da? Ce zice? Știți majoritatea engleză. Vă doriți să călătoriți în prezent. Și aici trebuie să vă echilibrați. Plângeți eventual că nu puteți încă să călătoriți. 4 de cupe. Clarificăm 4 de cupe. Wow! Sunteți sub presiune, da? 10 de bâte, e similar cu 10 de bâte. Posibil, pentru unii, din cauza finanțelor, că este sub 8 de monede, sau din cauza unui semn de pământ. Dar sunteți... ce frumos! S-a oprit aici la ce? La friendship, da? Friendliness, da? Prietenie. 2 de cupe. Similar cu 2 de cupe. Dar aici arată prietenie. Deci, vă repet pentru cei care ați uitat că 2 de cupe înseamnă și prietenie, nu neapărat amor. Da. Sunteți sub presiune din cauza acestor stări emoționale și mentale. Simțiți că nu găsiți soluții, că a apărut și 8 de spadă, dar... Repet, nu puteți vedea oportunitățile, 7 de cupe, da? Și oferta aceasta deosebită, nu puteți, nu neapărat vedea, nu puteți manifesta dacă stați în energia asta. E un suflet foarte drag, că aveți 6 de cupe, temperanța și ei s-ar putea să sufere. Ia uite, tăcere între voi. Și trebuie să lucrați 8 de monede, 8 de monede a apărut și acolo. Iar suferință. Și iar vis. 7 de cupe. Și 6 de cupe. Este un vis.
Un vis pe care unii dintre voi simțiți că e din altă viață și vreți să-l manifestați. Dar într-un fel sau altul sunteți oarecum comozi. Aici e provocarea să ieșiți din aceste stări, din comoditate. Mai vreau să-mi clarific și această supresiune. 10 de bute, clarificăm 10 de bute. Posibil și ei, dacă și ei sunt triști, să aibă foarte multe responsabilități. Și din acest motiv, pe de-o parte, voi aveți problemele voastre, pe de altă parte, ei au problemele... Oh, ce frumos! Ei au problemele lor. Din acest motiv, în prezent, încă nu puteți manifesta această prietenie, colaborare, poate să fie și colaborare la job, da, sau relații. Ah, ce frumos sharing, da, regina de băte, semn de foc, mai mult sau mai puțin, deocamdată după ce, după outsider, izolarea în care am fost. Dar clarificarea a venit cu 10 de cupe. Aici este. Deci acest 4 de cupe a fost clarificat, sunteți eventual între un semn, într-o persoană care vă pune sub presiune pe toate căile, hai să zicem așa, neapărat semn de foc și semn de apă, da? Deci e foc și apă. Dar dacă voi sunteți aici, doritor să primiți o nouă ofertă, să vină acest suflet pereche în viața voastră, cupa voastră e la voi, în voi, da? Aceasta e o altă cupă și e specială și e mai mare, da? E mai mare decât celelalte. Vă gândiți în prezent că vă doriți acest suflet pereche. Poate îl știți, poate nu îl știți, unii dintre voi variază. Ideea este că, am zis, trebuie să învățați să fiți selectivi, da? Să nu selectați această energie negativă care vă pune într-o tensiune nesănătoasă. Și să selectați o energie care vă bine dispune, care vă crește, da? Emoțională, sănătoasă, 10 de cupe. Vă doriți, posibil, încercați să ieșiți dintr-o căsătorie unii sau o relație de lungă durată și vă doriți o altă relație de lungă durată, o altă căsătorie, dar fericită. Am 20-10. Asta în prezent. Vreți să împărtășiți cu cealaltă persoană darurile voastre. Nu să stați izolați. Ia uite, această prietenie foarte frumoasă care v-ar putea duce către succes, da? Succes, să fiți un cuplu de forță, da? Probabil că este această persoană pe care o simțiți ca fiind persoana care vă va face fericiți. Și aveți de selectat, am zis 4 de cupe, de selectat între cine vă reprimă, oprimă, vă stresează și cine vă bine dispune. Ce ar mai trebui să clarific? Aceste două cărți. A, nu, 7 de cupe, la ce visați? Vedem la ce visați? Vieți trecute. Simțiți, ia uite, și iar apare 9 de cupe. Doar că sunteți un pic cam comozi. Că na, împăratul ar aștepta să vină alții la el, da? Că așa face împăratul. Probabil v-ați obișnuit să vină alții la voi și mai puțin să faceți voi ceea ce trebuie într-o relație, colaborare. Că na, asta e. 4 de spade iar apare. Vindecarea aceasta, nevoia aceasta de vindecare, da? Și nebună. Aici este provocarea. Sunteți însingurați, da? Aloneness. Dar vă doriți schimbarea. Și schimbarea vine când vă vindecați, evident. Și voi la asta visați acum. Ce bine o să fie lângă această persoană. Ce bine ar putea să fie lângă ei, că aveți și 9 și 10 de cupe. Nu o să fie ca lângă cealaltă persoană sau lângă celălalt mediu. Job, da? Poate să fie și job. Ce bine o să fie, o să aibă grijă de mine, o să mă mângâie prin cap, o să-mi facă masaj. Da, dar tu ce faci ca să primești toate lucrurile astea? Deci, la ce visați?
la această relație foarte emoțională pe care simțiți că ați mai trăit-o și în alte vieți. Conștientizați, începe să conștientizați după această vindecare, da? Eremitul, varianta mică a eremitului, conectare la chakra, la spiritualitate, vă dați seama că ceea ce simțiți atât de profund, cu siguranță vine dintr-o altă viață. Și hai să mai clarificăm și vreți, visați. Cum o să o luați voi de la zero și lăsați totul în spate? E doar un vis, da, deocamdată, de la vis la realitate. Cum puneți voi în practică, rămâne de văzut. Deocamdată sunteți între... aveți foarte multe cupe. Aveți multe cupe. Spade, nevoia de echilibru mental, de control. Poate că și înainte ați fost foarte controlat și nu știți să... ce fain mesajul, da, că împăratul așa face, nu prea și arată emoțiile împăratul. Și aici e provocare, trece prin acea atâtea stări emoționale și fericire și bucurie și plânge și visați și ziceți, Doamne, ce mi-a făcut omul ăsta sau persoana asta? Mi-a făcut ceva, nu v-a făcut nimic, pur și simplu e lecția voastră în care trebuie să comunicați emoțional. Clarificăm eremitul și doi de spade, ce reprezintă eremitul și doi de spade. Da? Atârnați de trecut, deocamdată, încă atârnați de trecut, dar pentru că au venit cărțile invers, spre sfârșitul lunii bănuiesc că veți renunța, da? La această energie foarte tensionată, foarte obositoare, care vă consumă energetic. Renunțați. Deocamdată încă atârnați de acest trecut. E similar cu ce? Cu 5 de cupe, da? Mai dăm o carte. Te vedeți? Proiecții. Proiecții. Ați trăit în relațiile respective, au fost proiecții de ale voastre din trecut, de ale familiei, de ale prietenilor, că de multe ori, chiar dacă nu ne interesează ce zice familia, poate unora, unii sunt mai interesați de ce zic prietenii și își aleg prietene după cum vor prietenii. Da? Pentru cine o fi mesajul, nu știu. Da. Ia uite, gânduri, nevoia iar, doi de spade, nevoia de a de a ieși dintr-un mental foarte negativ, din minciuni, da? Din minciuni. Trebuie să transformați, asta e moartea, este moartea energiilor negative. Ia uite ce stai. Trebuie să vă maturizați, este o lecție a maturității, pentru că vă simțiți vinovați, voi sau ei, de această situație. Vreți să participați la această nou proiect, la acest nou proiect, această nouă prietenie, nouă relație? Vreți să participați echilibrat? Aveți patru forțe din toate părțile, da? Cele patru puncte cardinale, da? Și patru e un număr fix. Vreți să participați într-un mod echilibrat? Oh, ce frumos, s-a oprit la creativitate. La creativitate s-a oprit. Ce frumos, creativitatea simbolizează împărăteasa. Așa aveți împăratul. Fui, ce frumos, nici mai dau mai mult. Spre sfârșitul lunii, într-un fel sau altul, începeți prin creativitate, dragii mei, prin generozitate, vă vindecați, bănuiesc, să ieșiți din această energie a împăratului care este, da, ok, are variantele lui bune, e protector, cel care a reușit să se ridice până la vibrația asta, în cazul în care nu este o persoană care vrea să controleze, da? 4 și 3. 3 înseamnă construcție, înseamnă comunicare. Da, e frumos. Într-un fel sau altul, până la sfârșitul lunii, vă apropiați măcar, faceți câțiva pași mai aproape de perechea voastră divină, ca să nu zic că vă și întâlniți unii dintre voi. Dar zic măcar câțiva pași, într-un mod practic, creativ, în mod special. 3 de bâte. E similar cu așteptarea, cu călătoria. Mai. Eu zic că asta trebuie să faceți, pentru că aici iar sunt niște cărți negative. Iar patru de cupe sau... Nevoia de a înțelege această sărăcie emoțională, financiară, mentală în care ați stat. Și asta o înțelegeți prin trezirea voastră spirituală, ieșirea din umbră. Rupeți această perdea, aceste proiecții și încercați să vedeți esența voastră divină. Și atunci spargeți toate blocajele, dragii mei. Spargeți toate blocajele.
Și veniți mai aproape de această, să zicem, împărăteasă, dacă sunteți împărați sau invers. Sau pur și simplu, dacă nu e nici împărat, nici împărăteasă, că acum nu e obligatoriu totuși să fie la fel la toți. Ieșiți din crispare, din control, din autocontrol și mergeți către o stare de abundență, de creativitate, de generozitate, de culoare. Uh-huh. Aha, mai taci din gură, gata. Ai vorbit destul de la. Hai să vedem ce să așteptați. Cât ai fi vorbit, doamne? Numărul 1, mesaj de la angeli. Ce frumos! Ce frumos! Nu știu, probabil, ca să nu mai zică cineva că a ieșit o carte aiurea, nu, voi vă gândiți la cineva, măcar că îi spuneți în gând, pentru că aveți 7 de cupe și visați. Visați la cineva, cum o să-i spuneți că îl iubiți, că o iubiți, nu e obligatoriu, pentru că a mai apărut și în alte etalări, nu e obligatoriu să și spuneți. Simțiți. Este o persoană căreia i-ați spune. Și fii de ajutor, susține-l pe cel drag, pe cea dragă. Demonstrează dragostea, da? Ce frumos! Probabil că în această lună încă mai lucrați unii dintre voi. Mai ales dacă sunteți împărați, varianta negativă a împăratului. Cei care vor control cu orice preț. Lucrurile sunt mai profunde decât par, însă concentrați-vă pe dragoste și ce înseamnă dragoste, dragoste de sine, nu autocontrol, e o mare diferență. Și atunci, mai devreme sau mai târziu, veți exprima așa aceste cuvinte, măcar printr-o poezie, printr-o melodie, nu neapărat să spuneți persoane, că uneori s-ar putea într-adevăr să fie mai delicat. Sau dacă nu spuneți, s-ar putea să o transmiteți măcar în starea aceea de visare de 7 de cupe, da? Ce frumos, ce să mă trag. Cam atâta. Eu zic, mi-am pregătit mai multe seturi de cărți, dar eu zic că am vorbit destul. Cam atâta numărul 1. Fac pauză și continui cu numărul 2. Vă pup! Pa! Ok, ce chiar ați ales numărul 2, ați ales pixul acesta, care îmi spune că trăiți o mare dragoste cu cineva sau trebuie să vă vindecați inimioara. Dezamăgiri vom vedea. Și evident că suntem dezamăgiți când punem foarte mult suflet într-o situație, proiect sau eu știu ce, sau relație. Și pentru că e pixul de la catena, bănuiesc că trebuie să și vindecați, da, trebuie să vă vindecați. Vedem ce cărți apar. Și știți cum e, acum e un mesaj pentru unii dintre voi. Cui pe cui se scoate? Dacă ați fost dezamăgiți, tot printr-o dragoste veți vindeca. Eventual trebuie să... Pentru că văd că trebuie să lucrați cu încrederea, cu plexul vostru solar, unii dintre voi. Și are nevoia de curățare. Mai, în fine. Sper să pot să fac întâlnarea. A fost o aventură pentru unii dintre voi? Sau aveți multă pasiune și trebuie să așteptați eventual un semn de apă, regina de cupe? O persoană care vă hrănește emoțional și vreți să-i oferiți un dar ceva. Ar trebui să vă temperați. Să vă temperați pentru că între împărat și regele de cupe mai este un semn de aer și lucrurile devin toxice. Sau este nevoia de comunicare a unor, cred că în acest caz este mai degrabă obsesie. O vedea. Vedeți că facem 3-3-3, da? Numărul 2. Cinci de monede. Nu prea ați comunicat. Numărul 2. Sunt prea multe. Eu ce-am mai picat? Ea a apărut, degeaba îi fi zis că trebuie să vă vindecați inimioara, 3 de spade, regina de spade. S-au spus vorbe grele sau vorbe care au rănit, neapărat grele, poate la un moment dat unii sunt prea sensibili. Sau vorbe nepotrivite, că poți să spui adevărul și cineva să se simtă rănit. S-a blocat comunicarea, am văzut doi de băte.
Deocamdată, semn de pământ, semn de aer. Ok. Ah, cavalerul de cupe. Posibil, în ultima vreme, sunteți între un semn de pământ, semn de aer, semn de apă. Dar trecând peste asta, cineva v-a lăsat de izbeliște, da? 5 de monede. V-a trădat, eventual, sunteți răniți. Și ori a venit în ultima vreme cineva în viața voastră și simțiți că vă vindecă printr-un alt fel total diferit de a fi. Un fel mai, de a fi mai poetic, mai creativ, mai visător și simțiți că această persoană vă vindecă. Ori, unul dintre voi își dorește o împăcare. Ar trebui să clarific. Și ca să nu mai lungi, ia uite împăratul. Împăratul vrea să o ia de la zero, în secret. Să se detașeze mental, 6 de spade. Să se lupte cu conflictele, că e împărat. Împăratul poate să se lupte cu toate aceste conflicte, 5 de bâte. Așa, pentru ce frumos, 10 de cupe. Probabil acest semn de apă, sau nu neapărat semn de apă, repet. Și știi ce înseamnă pești, rac, scorpion? Nu neapărat pentru acest semn de apă, pur și simplu, pentru se va lupta cu toată forța pentru a-și recrea un nou imperiu, o nouă lume. O lume fericită, da? O ia de la zero. Și dacă, dragii mei, dacă acest... Da? Asta vrea împăratul. Și trece prin orice. Trece prin orice. Ia și împăratul mic, varianta mică, să zicem, 4 de bâte. Trece prin orice ca să aibă această fericire. Pentru că dacă acum împăratul acesta... Sau cine o fi? Berbec sau Taur? A apărut și la numărul interesant. Dacă acum acest împărat se simte în frig, însingurat, părăsit, dezamăgit, am zis și se și vede, își dorește să fie și el nebun în dragoste, să o ia de la zero, să o ia de la zero, iar semn de apă, rac sau pești sau scorpion. Și apare și aici. Își dorește. Asta e trecutul apropiat. Sau cum vreți voi, de departe sau apropiat să fie, da? Își dorește această altă situație. O situație în care nu va mai fi în fric, nu va mai fi în lipsă financiară, da? Și eventual vrea și o călătorie. Și dacă cineva încearcă să se apropie de ceea ce va crea el, nu va mai permite nimănui să-l rănească. Se va lupta cu toată forța pentru acest 10 de cupe. Și va lupta și va munci. Și va munci. 8 de... Așa simt să citesc. 8 de monede. Dar ca să nu fac ca data trecută, vreau totuși să clarific totuși cât mai repede. 3 de spade. Ce este acest 3 de spade? Clarificăm și mie. 3 de spade. În trecutul anterior. În trecutul, ce prost i-am zis? În trecutul recent, vreau să zic. Normal că dacă i-a trecut e anterior. Proiecții. A stat într-o relație foarte interesant. Și acum aveți nevoia să... Aveți două posibilități, cel puțin. Cel puțin două posibilități. Să stați în trecut... Sau să alegeți o altă cale. O altă cale, o altă relație, un alt proiect, un alt job, da? Asta a fost clarificată. Inima rănită a fost clarificată de proiecții, da? După cum vedeți, noi avem impresia că persoana arată într-un fel, dar persoana e total diferită. Și nu vorbesc de minciuni, nici de iluzii, e vorba de acel gen de proiecție pe care ne-o facem în gând la un moment dat toți, mai mult sau mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puțin. Trăim genul acesta de relații proiectate de familie, de societate, că ați văzut la televizor că e mai frumos să fie nu știu cum relația sau că trebuie să fie nu știu cum persoana ca să arate bine, să fie, da. Sunt proiecții sau ale prietenilor, dacă nu ale familiei. În prezent, am vorbit foarte mult la numărul 1, m-a furat peisajul și vreau totuși să fiu un pic mai concretă la numărul 2. Numărul 2 în prezent.
Wow, ce frumos! No, roata norocului, schimbare, ce frumos! Vă doriți o schimbare, să ieșiți din sărăcie, să ieșiți din frig, să ieșiți din izolare, din carantină, din tăcere, din dezamăgire, din proiecții, din proiecții. Vă doriți bani, dacă sunteți săraci, să găsiți o comoară, că e Jupiter, e roata, e fortune, da? Fortune, noroc. Vreți noroc la bani, unii dintre voi. Comunicare, eventual vreți să și călătoriți către cineva. Către cineva la care vă gândiți foarte mult. Foarte mult. Poate că și ei se gândesc la voi într-un fel sau altul. Dar vă faceți griji cum să luptați ca să echilibrați. Să echilibrați justiția, da? Să echilibrați situația în care sunteți și să manifestați o nouă relație. O nouă relație. Dar trebuie să vă vindecați. Aveți 4 de bâte, 2 de monede. Trebuie să vă vindecați, să vă echilibrați financiar. Dacă aveți probleme, se vede, da? Aveți foarte multe de făcut. Ca să manifestați această victorie, asul de bâte și asul de aer. E o călătorie spirituală prin care treceți. Călătorie spirituală ca să ieșiți din niște legături toxice, da? Din niște minciuni, din niște secrete. Wow, ce e aici? Ce e aici? Posibil. Cu un semn de aer, cu un semn de... Am văzut și Capricornul, am văzut mai multe. Dar dacă nu neapărat semn de aer, că am văzut semn de aer, da, 3 de spade și 5 de bâte. Nu neapărat semn de aer, că fiecare experimentează o anumită stare. Ideea este că vă doriți să ieșiți, să înțelegeți lecția spirituală din această legătură karmică în care ați fost. Din minciuni, din secrete, din spionaje, din blocaje, da? Vreți să vindecați, să vă vindecați, să vă conectați la spiritualitate, să manifestați ceva nou. Asta vreți. Și vă doresc succes. Vreți să schimbați roata, da? Să schimbați întreaga, să vă schimbați întreaga viață. Radical. Dar, bă, am senzația că puneți deocamdată pe primul plan în această schimbare, pentru că vine sub 5 de monede, problemele financiare. Probabil că simțiți că dacă nu aveți bani, nu puteți să faceți nimic. Într-un fel e logic. Dar, evident că puteți manifesta renaștere și transformare. Wow, și un nou început, practic. Da? Și lucrând mental, că am văzut eremitul, da? În prezent, numărul 2. Ah, ce frumos! Puterea! A doua arcană majoră. Și împărăteasa, ce frumos! S-a oprit la împărăteasă și regina de bâte. Puh, vreți să comunicați cu acest personaj? Posibil cu planete în semn de foc, da? Simțiți că acest personaj, pe de-o parte, E o întâlnire karmică, da? E o întâlnire karmică între voi și acest personaj. Și vă obligă într-un fel sau altul să creșteți. Așa simt. Să creșteți lângă această persoană. Vă doriți comunicarea rapid, cât mai rapid cu această persoană. Cavalerul, al doilea cavaler. Dacă persoana a venit într-un mod foarte delicat și suav în viața voastră și simțiți că vă vindecă cât o rană, cât o rană, cu fiecare cupă care vă împărtășește, da? Vă doriți foarte mult, ia uite, într-un mod trăsnet, vă doriți această bucurie. E normal. E normal. Eventual, în prezent, conștientizați că trebuie să vă și temperați ca să puteți manifesta această schimbare și creștere, da? Și cuplu. Iar o să întreb și iar o să lipesc și iar o să apară dunga. Ce ansul de cupe, Doamne, de-a câțași. Vreți vindecare, vreți dragoste, vreți o nouă viață. A, 6 de bâte. Da, vreți să aveți victorie în această schimbare pe care
o gândiți, o pregătiți, încercați să o lucrați, vă temperați cu voi, cu natura voastră fizică, ca să aveți această creștere și transformare. Ok. Deci aveți cărți foarte, foarte frumoase pentru prezent. Pentru prezent. Aveți putere să lucrați cu voi, să vă temperați, să vă schimbați într-un fel viața, probabil că și financiar. Vă gândiți, bănuiesc insistent, cum să aveți această victorie. Și dacă ați fost răniți, unii dintre voi, din cauza acestor relații, proiecții, no problem, că voi sunteți puternici. Și repet, am senzația că sunteți puternici prin faptul că a venit cineva și v-a arătat altă variantă de, nu știu, altceva. Ați văzut că se poate și altfel cu altcineva și în acest moment conștientizați că vreți genul acesta de relație în care vă ajutați unul pe celălalt și vă susțineți. Și asta vă dă forță. Și asta vă dă forță și dorința de a avea victorie. Posibil persoana aceasta să aibă planete în semnul leului. Că și leii pot să fie foarte emoționali. Asta știu sigur. Vreți să munciți 8 de bâte? Să o luați de la zero. Repet. Da. Iar să vă creați un nou imperiu. Un nou imperiu e zero și împăratul. Semnul berbecului pentru unii. Poate să fie și taur, că e semn de pământ, dar posibil semnul berbecului pentru că apar mai multe. Apare aici și semn de foc. Poate sunteți voi dacă sunteți semn de foc. Simțiți că lângă această persoană sunteți victorioși și această persoană vă schimbă întreaga viață. Voi fi spunând același lucru în cuvinte diferite, mie tot am impresia că mi se pare că spun altfel, nuanțele sunt altfel. Împăratul și regina de spade. Un semn destul de mental cu care ați avut niște comunicări mai dure. Dar la sfârșit, nu la sfârșit, dar continuă iar acest apare acest semn de foc cu care vă simțiți foarte fericiți. Împăratul, regina de bâte, poate, ia să se mai uită. Iar comunicare cu această persoană care într-un fel foarte interesant, vă seduce. Nu neapărat că vă face ceva vouă. În continuare, sper să nu fim deranjați în viitor. Numărul 2. Dar trebuie să vindecați. Numărul 2. Nevoia de mesaj, de comunicare. Comunicați atracția asta pe care o simțiți față de noua persoană, față de persoana aceasta. 3. Vreți să colaborați. Vreți să colaborați, să oferiți un dar, să puneți bazele unei relații de lungă durată, eventual dacă nu e în relație. Vreți un nou proiect și să lucrați la un nou proiect cu drag, cu pasiune. Și să vă recreați stabilitatea financiară, să renașteți. Dacă e vorba de bani, dacă e vorba de relație, vreți să renașteți. Oh, ce frumos! Asul de monede. Vreți o relație de lungă durată cu acest personaj? Simțiți că lângă acest personaj sunteți puternici. Da? Leul parcă e mai puternic lângă doamnă. Și doamna se simte în siguranță lângă leu. E protejată. Nu se mai atinge nimeni de ea. Că deși e puternică, are și ea vulnerabilitățile ei. Ce frumos! Unii vă doriți căsătorie. Sunt câteva cărți care arată chestia asta. Unii vă doresc căsătorie. Numărul 2. Viitor. Transformare.
Death and Rebirth. Transformare, fantastic. Wow. Vrei să manifestați o nouă viață? O viață, am zis, vrei să schimbare radicală? Ei, e radicală cu moartea. Cu moartea e radicală. Și nu vă speriați, că moartea înseamnă scorpion. Și e intens. E intens și și atracție. E și atracție foarte intensă. Foarte intensă. Posibil pentru unii să fie personajul acesta cu planete în semn de... Planete, am zis. Nu obligatoriu, zodie. Planete în semn de apă, să aibă planete în scorpion și să simți și atracție într-un mod foarte intens. Și emoții și tot. Wow. La capătul setului de cărți. Iar magicianul de la 0 la 1. Vreți să manifestați? Ia uite. Da? Le-am amestecat. Iar vreau să apărăm. Împăratul. Posibil sunteți berbeci taur. Iar regina de spade, regina de monede și 10 de cupe. Sunteți între două doamne. Între două doamne. Posibil aceasta să vă fi rănit, pentru că apare și 3 de spade. Aceasta să vă fi rănit. Eventual, da, și să vă doriți o altă persoană care vă hrănește, vă dă stabilitate, da, regina de monede, nu neapărat semn de pământ, dar vă dă stabilitate, simțiți că sunteți pe pământ cu un scop, da? Și vreți fericire cu această persoană, căsătorie. Viitor. Sper să nu fiu deranjată. Viitor. Ok, să mai scop și eu. Wow, 9 de cupe. Ați văzut ce? 10 de cupe, 9 de cupe. Regina de spade, iar regina de monede. Sunteți între două. Da, vreți să manifestați. Să zicem că regina de spade ar fi și nevoia voastră de a comunica direct despre această dorință a voastră de a avea o familie fericită, de a manifesta stabilitate și fericire cu acest personaj. Bănuiesc că e femeie, mai mult sau mai puțin. Creativ, stabil, are calități materne, dar într-un mod practic, nu ca regina de cupe care vă susține emoțional, persoana aceasta vă susține practic, vă dă sfaturi practice, cum să faceți, da? Eventual, ca să ajungeți să manifestați această bucurie, această stabilitate, această eventual căsătorie unii dintre voi, că asta vreți, trebuie să discutați posibil cu un semn de aer. Ce înseamnă această discuție rămâne de văzut. Că e a treia persoană, poate să fie și un avocat, o avocată care vă învață cum să puneți în practică niște lucruri. Da? De nevoia de discuție logică, practică. Deci, în viitor, ce aveți? Asta aveți. Vă doriți să comunicați despre această atracție, despre această pasiune, despre acest început pe care vi-l doriți cu acest personaj care vă încarcă emoțional foarte puternic și simțiți că puteți avea o victorie în viață, puteți să fiți un cuplu puternic. O să clarific totuși. Ce să clarific? Ce să clarific? Aș clarifica... Hai să clarificăm această... Uf! Aveți nevoie de... Vă doriți abundență, da? Vă doriți abundență. Vă doriți stabilitate, regele de monede cu regina de monede. Clarifică moartea. Clarifică moartea. Ce frumos! Ce frumos, împărăteasa!
Foaie de cap. S-ar putea să fie pentru unii, dragii mei. Vă doriți un copil. Unii dintre voi. Vă doriți un copil cu acest personaj. Da? Vă doriți ca acest personaj care vă bucură foarte mult și față de care aveți o atracție. Eventual, în acest context, am senzația că poate să fie și o întâlnire, o aventură. Valetul de monede. Poate să fie și o aventură. Să zicem, sau dacă nu, măcar comunicarea despre tot ce simțiți. Eventual, dacă aveți, va fi foarte intens momentul și s-ar putea, și vă va face foarte fericit. S-ar putea doamna să rămână însărcinată. În cazul în care doamnele nu-și doresc sarcină, evident, ar trebui să fie foarte precaute. Foarte precaută, pentru că moartea înseamnă ce frumos înseamnă și schimbarea vieții voastre și cum se poate întâmpla cu, evident că se poate întâmpla cu un copil, prin prezența unui copil în viața voastră. Prezența unui copil ne schimbă întreaga viață. Posibil, dacă veți afla despre așa ceva, veți fi foarte fericiți. Foarte fericiți. Cât am vorbit? O grămadă. Numărul 2. Mesaj de la înger pentru numărul 2. Trebuie să vorbesc un pic mai încet. Sper că mă auziți. Mesajul de la înger pentru numărul 2. Așa că, dacă ați fost dezamăgiți de alte persoane, de alte situații, tot rău spre bine. E o lecție. Miracole și binecuvântări. Miracole și binecuvântări. Miracolul este această transformare prin creativitate. Creativitate, concepție. Da, concepție. Copilaș, artă, frumusețe, generozitate. Atracție fizică. Wow, și ce atracție și ce pasiune. Nebunie, care vă umple toate cupele. Da? 9 și cu 1, 10. Exact cupa care vă mai lipsea. Posibil să fie. Trebuie să clarific. În fine. Simple acte de amabilitate. Cam asta a făcut cavalerul de cupe. A oferit acte de amabilitate. Și de aici s-a schimbat întreaga situație. De la apariția acestui cavaler de cupe, întreaga viață voastră a început să se schimbe. Da? Ați început să manifestați putere, victorie, atracție, pasiune, transformarea asta și bucurie imensă. Speranță că există și oameni mai buni și loc de mai bine în relația respectivă. Poate nu v-ați despărțit, poate aceeași relație. Dar se manifestă un miracol, o binecuvântare în relația în care sunteți, în cazul în care v-ați rănit unul pe altul, începe să vă vindecați. Dar eu am senzația că e o nouă persoană. În capătul setului de cărți ce aveți? L-aveți pe ușă. Stăpânul sau profesorul. Deveniți profesor în viața voastră sau, mai bine zis, neapărat profesor, că nu o să fiți toți profesori. Vă ridicați în vibrație în momentul în care lăsați în urmă să se ducă aceste dezamăgiri și aceste proiecții. Și această stare de lipsă, această stare de lipsă sau genul de a vedea viața de ca și când sunteți în lipsă. Vă lipsește sufletul pereche, vă lipsesc banii, vă lipsește cutare, vă lipsește cotare. În loc să vedeți că aveți un acoperiș deasupra capului, aveți un mic salariu, cât contează, nu contează, dar aveți, trebuie să învățați să vedeți că aveți, nu că vă lipsește. Și în momentul în care lăsați în urmă aceste proiecții și dezamăgiri, da? Începe să manifestați. Să manifestați vindecarea voastră,
și schimbarea întregii voastre vieți și a vibrației. Da? Începeți să manifestați armonie, schimbare iar. Și posibil veți învăța să faceți compromisuri cu cine merită, cu cine merită, și iar apare o femeie gravidă. Compromisuri care vă aduc către o creștere, nu către pierderi. Înțelegeți? Foarte interesant mesajul. Vreau să mai clarific ce vreau să clarific. 5 de monede. Două sunt prea multe. 5 de monede. Cât a fost în trecutul îndepărtat, apropiat? Ia, uite. V-ați luptat cu cineva. Posibil semn de aer. Posibil, pentru că iar apare semn de aer. Da? Ați avut niște lupte. Răni. Verbale. Da? Ați fost într-o relație cu cineva. Da? Ați fost într-o relație care v-a rănit. Sunt proiecții, sunt relații karmice. Repet, genul acela de relații pe care le facem pentru că prietenii spun că tipul arată bine, că tipul arată bine sau că mama zice nu, că e mai bine cu X, mai bine cu Y, da? Nu vă reprezintă. Nu vă reprezintă la capătul setului de cărți. Ce aveți? Posibil acest cavaler de cupe, da, doi de cupe. Acest personaj care vine și vă arată prietenie, cum puteți să creșteți, da? Să aveți putere să creșteți. Și creștere am vorbit și la creștere înseamnă și împărăteasa reprezintă creștere. Da? Să creșteți împreună. Chiar dacă sunteți diferiți, dați bine împreună. Dați bine împreună. Am zis, chiar dacă sunteți diferiți, sunteți puternici. Sunteți puternici și separat. Dar împreună sunteți și mai puternici. Ce frumos! Ia uite, regina de cupe, receptivitate. În momentul în care învățați să fiți receptivi, să vă vindecați. Lotusul, da? Treceți prin foarte multe ca să ajungeți la această stare de bucurie, da? Asta e lotus. Știți că rădăcina vine din mol. Și trebuie să renunțați la ce, dragii mei? În spate, să vedeți în spatele iluziilor, da? Să vedeți în spatele iluziilor au fost aceste proiecții, aceste relații care, ia uite, au stat în cârca voastră. Și ce greutate, ce greu a fost să mergeți înainte? Cum să mergi către fericire când stă în cărca ta persoana sau persoanele stau, da? Iar nevoia de control, cineva a dorit un control, mai ales mental, asupra voastră. Posibil a fost și un trio. Da. Acum ați învățat să comparați. Și cu răbdare, pas cu pas. Zic eu că ieșiți și din starea de vină și dacă ei au vreo stare de vină, e treaba lor să-și o vindece. Voi vă ocupați de vindecarea voastră. Ia uite, erau fost minciuni, erau fost multe. Dar încet mergeți într-o nouă existență, într-o nouă variantă voastră. Îmi place expresia aceea, cea mai bună versiune a mea. Mergeți către cea mai bună versiune a voastră și în momentul în care mergeți către această versiune și vă transformați viața, apare și împărăteasa și creșterea și creativitate și tot ce e mai frumos, da? Cam aceasta este etalarea. Am zis că aveți miracole și binecuvântări în momentul în care lăsați toate aceste probleme. Le lăsați în pace. Pentru că aveți un nou prieten, o nouă prietenă, poate să fie doar prieten. Până la partea cealaltă mai e. Mai mult sau mai puțin pentru unii, pentru alții. Vedeți că pentru unii, cavalerul de cupe poate să fie și un consilier. Cineva cu care vă sfătuiți și vă ajută să vă schimbați viața. Să fiți mai puternici, să manifestați victorie, da? Poate să fie și un consilier. Nu neapărat iubit-iubită. Dacă voi vreți să fie, alegerea voastră. Cam asta e consilier. Posibil. Cineva care vă dă o mână de ajutor.
Cam atâta numărul 2. Trec la numărul 3. Sper să-mi trebuiască să lipesc chiar înregistrările și să vedeți iar Filmora ca altă variantă, da, fără supărare. Vă pup. Pa, pa. Bună ziua, cei care ați ales numărul 3 și ați ales acest pix roșu, pix cu gel. Bine, mai mult sau mai puțin contează. Bănuiesc că, în general, aveți de-a face, sunteți într-o poveste de dragoste, că nu degeaba ați ales roșu, sunteți pasional de fel, chiar dacă nu sunteți într-o poveste de dragoste, sunteți pasional. Dar ceva nu mai merge în povestea voastră, ceva nu mai merge. Vom vedea, de fapt, ce nu mai merge. Am pregătit cărțile, este că s-a oprit la turn, o separare. Ceva ce v-a dărâmat întreaga viață sau v-a șocat, da? Poate să fie cu un semn de aer, mai mult sau mai puțin, cred că vă șochează faptul că nu mai discutați cu cineva. Semn de aer sau semn de pământ, regele de monede. Nu mai discutați cu cineva, din niște motive. Și faceți griji, vă faceți multe, multe griji. Că s-ar putea să trebuiască să luați de la zero. Și e normal când se dărâmă întreaga construcție, întreaga relație, întreaga situație sau job sau orice ar fi, trebuie să luați de la zero. Dar, dragii mei, păstrați-vă, că nu degeaba ați ales roșu, păstrați-vă pasiunea. Păstrați-vă pasiunea ca să puteți să vă transformați viața, să vă reechilibrați. Posibil, ați fost trădați într-o legătură foarte profundă pe care ați avut-o cu cineva, într-un angajament, într-un contract sau într-o căsnicie. Am văzut și moartea. Moartea înseamnă punct și de la capăt. Și turnul și moartea și 10 de spade. Am zis că nu mai merge. Nici pixul nu mai merge. A fost pasiune. A fost. Și asta e. Ce a fost, a fost. Semn de pământ, mai mult sau mai puțin. Cavalerul de iaute-l. Într-o relație. Într-o căsnicie sau într-o relație. Semn de foc sau semn de aer. Nu contează. Cavalerul de monede. Sunteți foarte precauți. Sunteți foarte precauți. V-ați dori o nouă etapă sau o nouă relație. Dar mergeți destul de încet. Sau merg ei. Oricum, bănuiesc că amândoi vă gândiți obsesiv, obsedant unul la celălalt, pentru că știți că este o nouă dragoste. Asul de cupe și asul de monede. O nouă relație care vă creează stabilitate, vă hrănește. Dacă sunteți pământ, vă hrănește emoțional. Dacă sunteți apă, vă dă stabilitate. E o relație la distanță, peste o apă. Posibil în altă țară. Și știți că trebuie să comunicați. Uau, ce îndrăgostiți sunteți! Dar nu mai merge. Ceva, ceva. Trebuie să comunicați, trebuie să puneți în practică, posibil. Cavalerul de monede e foarte practic. Adică nu doar vorbe, dragii mei. Nu doar vorbe. Ups, eu uite ce a vrut să iasă. Ia uite, a vrut să iasă iar regele. Regele de monede. Posibil semn de pământ. Vreți să fiți, într-adevăr, persoana pe care cealaltă persoană să se bazeze. Sau ei își doresc să vă bazați pe ei. Deocamdată griji mari pentru această separare, despărțire. Vă consumați și mental și energetic, vă consumați, pierdeți energie pentru faptul și lacrimi. Pentru faptul că există această separare. Ori în viața voastră, ori în viața lor, ori între voi doi. Dar alegeți că sunteți mulți, colectivă. Cavalerul de monede, regele de monede. Vă doriți să fiți un om, să fiți stâlpul familiei. Sau vă doriți pe cineva care într-adevăr să vă susțină, un bărbat, dacă sunteți, Doamne, un bărbat care să vă susțină, Doamne. Asta în trecutul apropiat, să zicem. Încă o carte, pentru numărul 3. Sau v-ați dorit? Uah, ce frumos soarele. Posibil cu planete în leu, unul din voi are planete sau aspecte în leu. Planete sau aspecte în leu poate să însemne și soarele în prima casă sau soarele în casa cincea, să știți. Dar multă bucurie. Multă bucurie pentru această persoană. Pentru această persoană care vă creează stabilitate și
Vă dă multă bucurie. Este o persoană senzuală, că e semn de pământ. Taur, fecioară sau capricorn. Uh-huh. În trecut. Soare. Și văd și Jupiter. E o trezire. Probabil trezirea la stabilitate a unora dintre voi. La stabilitate. Pentru că am văzut și un cavaler de bâte. Persoana aventuroasă în trecut. Dar acum aș dorește stabilitatea. La capătul setului de cărți, 6 de spade. Vreți să călătoriți către acest vis? Mm. Și să luptați. Wow! Ah, ce frumos! Să luptați pentru regina voastră. Ce frumos! Sau regele vostru. Ce frumos! Vreți să luptați pentru regina voastră? Asta e. Ați descoperit. E o descoperire. E o trezire. Că persoana aceasta vă aduce bucurie. Este perechea voastră. Cu care, posibil taur, sau cu care vă doriți căsnicie. Sau relație de lungă durată. Vă aduce multă bucurie. 3 de cupe și 3 de monede. Și vreți să construiți ceva stabil. Dar știți că trebuie să comunicați și să călătoriți. Victorioși. Ah, asta e trecut. Trecutul recent, să zicem. Poate să fie și acum să se manifeste. Au, ce frumos, nu pot să pierd așa ceva. În prezent am zis că a fost un turn. Apare. Separare. Tăcere. 5 de monede. Cu acest suflet pereche. Da? Să-i soarele ăsta dintre voi. Cu acest suflet pereche. Încă o carte. Lumea. Un nou capitol în viața voastră. Wow! Lăsați în urmă ce a fost toxic. Wow! Deși nu cred că lăsați în urmă. Cred că începeți un nou capitol în care deja aveți o multă, prea multă pasiune, obsesie pentru cineva. Regina de cupe. Posibil unii, posibil, deocamdată nu văd. Vedem dacă se confirmă chestia asta. Poate să încheiați un capitol cu un semn de apă unii dintre voi. Unii, dar nu e obligatoriu. Un capitol, neapărat să încheiați povestea. Poate să fie un capitol și începeți un nou capitol, o nouă lecție. Pentru că aveți un soare, aveți o trezire. Dacă până acum ați fost foarte obsedați de această persoană, dorință fizică, că asta face, facă regii de monede, au multă dorință fizică. Probabil că separarea vine ca să vă conectați emoțional și mental și emoțional. Nu doar fizic. Și dacă acum sunteți un pic separați, da, în tăcere, sau nu puteți manifesta, sunteți într-o stare de lipsă. Separarea, eu știu, fizică, sunteți departe, nu aveți bani să vă călătoriți sau să stați unul împreună cu celălalt, da? Să vă luați cu chirie și să stați împreună sau să manifestați o nouă casă, că vreți totuși ceva stabil, că apar cărțile, vreți stabilitate. În prezent, aveți 5, că a apărut și turn. E o separare, o tăcere, o lipsă de comunicare, o lipsă de... Lipsă. Între voi și sufletul vostru pereche. Dar, repet, e doar o lecție, că e capitol. E o lecție care trebuie învățată. Există pasiune nebună, da? Nebună între voi doi. Că o exprimați, că am senzația că pixul nu scrie, nu o exprimați. Rămâne de văzut. Și trebuie să așteptați. Probabil că asta vă pune pe jar, că trebuie să așteptați pentru această dragoste, pentru această persoană. Și așteptarea asta vă dărâmă. Vă dărâmă întreg universul. Întreaga viață vă dă peste cap. E turn. Și știți, și plângeți, da? Persoana independentă, faină, venusiană, deșteaptă. Măi, uite și împărăteasa și mica împărăteasa. Și împărăteasa și împăratul, fantastic, fantastic, da? Da, e și obsesia asta, că conștientizați, că asta înseamnă soare, conștientizați că este perechea voastră, sufletul vostru, perechea voastră divină, flacăra, flacăra voastră geamănă. Deci am văzut și împăratul și împărăteasa, am văzut și regele și regina, mai devreme regina de monede și acum am văzut și regina de cupe și regele de monede. Adică combinație bună, apă, pământ. Mm.
probabil că e flacăra voastră geamnă, a unora dintre voi sau un suflet pereche benefic. În prezent, numărul 3. Ia vreau să se întunece. Faetonul e de bine. Dacă s-a dat drumul acum la călătorie, posibil că vă doriți să călătoriți. Să călătoriți este semnul oracului, aveți și semn de apă, am văzut mai devreme, pentru unii. Nu neapărat semnul oracului, vă doriți să călătoriți, să ieșiți din lipsuri, din tăcere, din separare și să călătoriți, să nu mai fiți înceți, precauți în manifestarea acestei perechi ideale, perechi divine. Vreți să călătoriți către soarele vostru, persoana care vă face fericiți, da, ia uite, soare. Vreți să sunteți determinați să vă și plănuiți. Că asta face, plănuiți de ceva timp. Cavalerul de monede. Cum să puneți în practică această relație? Știți că trebuie să mai așteptați un pic, iar șapte. Probabil că în iulie iar apare turnul. Posibil, dacă aștept, știți că, am înțeles, dacă, conștientizați că dacă așteptați prea mult, se dărâmă cu totul. Întreaga situație. Nu puteți manifesta ce vă doriți. E acest cuplu divin, împăratul și împărăteasă. În viitor. Câte sunt? Exact 3. Valetul de spade, 4 de monede și steaua. Nu, și marea preoteasă, am zis eu, steaua. Și iar apare turnul ăsta. Turnul ăsta care vă dă întreaga lume peste cap. Deci în acest moment vă doriți călătoria, probabil și căsătoria unii. Dar acest valet de spade care apare în viitorul apropiat, adică mai spre sfârșitul lunii, mai mult sau mai puțin, îmi simbolizează o tăcere activă în care vă supravegheați, vă spionați, vă urmăriți. Bănuiesc că voi pe ei sau ei pe voi, vă știți. Pe de o parte există și varianta ca un semn de pământ să fie în tăcere în legătură cu un semn de aer. În separare cu un semn de aer, cu care nu comunică. Dar, pe de altă parte, în legătură cu acest suflet pereche, posibil că nu comunicați, dar spionați, dar urmăriți ce face, cu alte cuvinte. Urmăriți ce face. Țineți în continuare la ei foarte mult. E și normal, țineți foarte mult acest suflet pereche, pentru că e perechea voastră, e normal să țineți. E normal să țineți la ei. Însă nu arătați foarte multe. Nu arată nici marea preoteasă. Eventual, unii dintre voi aveți această trezire că acesta este sufletul vostru pereche sau perechea voastră divină. Vreți să călătoriți mai aproape de ei, dar într-un mod secret. Deocamdată nu vreți să faceți publică întreaga poveste din niște motive. Hai să și clarific. Chiar au fost niște proiecții. Ori încercați să aveți o nouă viziune. După ce lăsați în urmă, lăsați în urmă un semn de aer, let go. Regina de spade, lăsați în urmă un semn de aer. Cum am zis și mai devreme, încercați să lăsați în urmă, să aveți o nouă viziune despre viață. Eventual, că aveți și soarele, nouă viziune despre ce înseamnă o relație adevărată. Și ce înseamnă creștere
lângă o persoană dragă, da? Încercați să lăsați în urmă proiecțiile, iar apar proiecțiile și la voi, probabil că și la alții. Nu că nu, probabil și la alții apărut. Ia uite. Vă stresați foarte mult mental sau cineva se stresează. Ah, semnul de aer se stresează cum să colaboreze cu voi posibil. Hai să vedem. Ce este cu 5 de monede? 5 de monede. Clarificăm 5 de monede. Aventură. Tot cavaler. Tocmai din cauza că ați fost prea precauți, s-a pus această tăcere între voi și acest suflet pereche. Vorbim de acest suflet pentru că este central. Este central acest suflet pereche. Semn de apă, pești, drac, scorpion pentru unii. Dar nu e obligatoriu. Poate să fie și leu. Am văzut și soarele. Conștientizați că dacă mergeți prea încet, pierdeți. Și totuși aveți nevoie să meditați un pic cum să creșteți. Împărăteasă, da? Iar apare semnul taurului de mai multe ori. Clarificăm. Ce să-mi clarifici? Valetul de spade. Clarificăm valetul de spade. O să se întunece iar. Wow, aici sunteți voi, regele de monede, care a apărut și mai devreme. Regele de monede și abundența, da? Clarificăm și 4 de monede. Clarificăm și 4 de monede. Mm, 3 de cupe, 2 de cupe, 3 de cupe. Țineți foarte mult acest suflet, vă doriți să vă întâlniți cu ei. Dar știți că mi-e o altă persoană care stă în preajmă și... În preajma lor, în preajma voastră. Și din cauza asta trebuie să țineți secret. Vă doriți călătoria, iar călătorie traveling și integrare. Și să o luați de la zero cu această persoană. Că simțiți că e flacăra voastră, dar yin și yang-ul vostru. Yin și yang-ul vostru. Clarificăm Marea Preoteasă. Ce asta? Wow! Vă gândiți foarte mult la această persoană. Vă obsedează, vă epuizează. Sau neapărat la că nu e persoană, la faptul că situația este secretă. Și posibil că nu vă place. Nu vă place că trebuie să țineți secret. Acest suflet, această bucurie, nu? Ia uite, vă mai arăt încă o dată. 2 de cupe, 3 de cupe. Da? Soarele. Și voi totuși trebuie să țineți secret. Vă doriți, am zis mai devreme apare și faetonul, vă doriți să mergeți către ei. Știți că este parte din destinul vostru. Și totuși. Clarificăm. Ce epuizarea asta? Nouă de spade, asta înseamnă epuizare. Nouă de spade. O fi semn de... Ia uite, semn de aer, semn de foc. Aveți o greutate. Aveți o greutate. Aveți niște oameni în preajmă, invidioși, familie, prieteni, situații în viață, posibil și niște probleme financiare, că a apărut 5 de monede. Și din cauza asta nu puteți manifesta, trebuie să țineți în secret. Trebuie să țineți în secret. Eventual. Deși vreți să mergeți către acest suflet pereche sau vor ei să vină către voi, nu vă spun toate problemele prin care trec, pentru că au foarte multe, foarte multe probleme. Foarte multe. Și totuși s-au oprit aici la creativitate, la împărăteasă. E tăcere, într-adevăr, e tăcere între voi. Ia, te îndrăgostiți, mai îndrăgostiți și 2 de cupe. Iubiți foarte mult, vă iubiți unul pe altul foarte mult, transformare, vă transformă, vai, e un vis frumos care vă transformă întreaga viață, dar deocamdată sunteți într-o tăcere. Tăcerea în acest context poate să reprezinte și luna, tăcere, da? Tăcere, Marea Preoteasă, secrete, da? Pentru că sunt niște probleme, un semn de foc, un semn de aer,
în acest context, mai mult sau mai puțin, sau pur și simplu griji și responsabilități și oameni care stau pe cârca voastră și vă obosesc. Și totuși, da, s-a oprit la împărăteasă. O fi semn de semnul taurului. Sunt mai multe semne de pământ, de a zic taur. Deci poate să fie orice alt semn. Dar cum treceți peste aceste griji, acest stres? Prin creativitate, dragii mei. Prin creativitate. Pentru că aveți un vis frumos, aveți o dragoste frumoasă, doi de cupe și îndrăgostiți, da? Da. Un vis frumos pe care vreți să-l materializați, că a apărut monede și asta înseamnă materializare. Vreți să transformați visul, da? Visul transformați în realitate, să vă întâlniți, să-i luați în brațe, să-i sărutați, da? Eventual să creșteți împreună, să lucrați împreună într-un mod creativ. E frumos. Acțiunile vorbesc puternic, da? Trebuie să acționați. Știți că dacă mai așteptați mult, cu cât așteptați, cu cât mai stați, vă poate fura cineva acest suflet pereche. Ce frumos. Ce frumos. Singurul lucru real este dragostea. În sfârșit, conștientizați, după proiecții, după situații, după diferite experiențe de viață prin care ați trecut, conștientizați că singurul lucru real este dragostea. Și aici e dragoste, da? Dragoste, da? Soarele. Stai, unde era și împărăteasa? Te și împărăteasa, supun și pe ea că e frumoasă. Erau și îndrăgostiții, da? Dragoste, o dragoste care vă transformă. E transformare, moartea și renașterea. Da? Visul. Foarte frumos. Foarte frumos. Singurul lucru real este dragostea. Știți că trebuie să creșteți, da? Creativitatea e un pom. Trebuie să creșteți împreună, să concepeți. Creativitate înseamnă să concepeți. Eventual vă doriți un copil sau să creați un nou univers împreună. Da, aici. Aici în voi. În această îmbrățișare. În această îmbrățișare, da? Este o nouă lume la care voi vă conectați, când sunteți împreună. Acest soare. Acest soare pe care îl simțiți și telepatic între voi. Cam asta e etalarea pentru luna iunie, pentru numărul 3. Urmează numărul 4. Sper să am lumină. Vă pup! Pa! Bună ziua! În sfârșit numărul 4. Numărul 4 și mă bucur mult că încă mai e un dram de lumină. Trebuie să bag un blitz? Ia să vedem. Băgăm și un blitz? Băgăm un blitz. În fine. Am amestecat cărțile și în timp ce amestecam setul ăsta de cărți am văzut dragostea adevărată. Da? Dragostea adevărată, dragii mei. Și au vrut să sară și cărțile. O să vi le zic acum și vedem cum se confirmă. Însă, ați ales acest creonuț. Creonuț care pare aurul. Sper să mă țină bateria. Ia să punem pauză. Ok, am pus bateria, am pus la încărcat. Deci, au venit mesaje de la îngeri, dar vorbeam despre creion. Simplu, banal, apare în banal. Probabil că și voi, în aparență, sunteți niște oameni simpli, în aparență. Dar puteți să creați lucruri deosebite, pentru că pentru mine creionul mi se pare cel mai fain instrument. Evident că sunt artist și îmi place să desenez. Probabil că și voi. Ori vă place să desenați, să scrieți poezii, să faceți planuri, să creați ceva. Poate și muzică, nu contează. Sau faceți planuri, sunteți ingineri și creați, aveți viziuni despre case, despre nouă lume. În fine, dar, cum am zis, în aparență sunteți niște simpli trecători, dar e doar o aparență, pentru că esența voastră este mult mai puternică și foarte creativă, foarte versatilă, aș spune, pentru că ce nuanțe deosebite poți să scoți dintr-un creion și nu poți să scoți cu un singur pix sau cu o carioca, da? Acele valorații foarte fine de umbre și de lumină. La fel și voi. Posibil că sunteți foarte complexi, unul și celălalt, sau poate că și separat, și situația voastră, în general, pare, probabil că și a apărut persoana în viața voastră într-un mod absolut banal, pe stradă sau cine știe cum v-ați întâlnit și totuși ce potențial mare există între voi.
Și nu degeaba oi fi văzut când am amestecat cărțile dragostea adevărată. Întoarceți-vă privirea inima către lumină în cazul în care treceți prin niște situații. Și mesajele sunt, vedem cum se... Nu puteam să le las deoparte. Miracole și binecuvântări și uniunea, da? The Union of Hearts, uniunea inimilor. Este întâlnirea dintre două suflete perechi, benefice, dintre două flăcări gemene. De-aia am zis că s-ar putea ca amândoi să fiți creativi. Posibil că pe lângă această calitate, posibil că aveți și alte calități, munciți și în alte joburi, aparent banale, dar în viața voastră particulară, hobby-urile voastre sunt foarte interesante. Ei, și asta vă aduce mai aproape de această pereche. Faptul că sunteți amândoi la fel de complexi. Se întâmplă niște miracole, niște binecuvântări și într-un fel sau altul vă întâlniți și puteți să creșteți împreună. Sunt curioasă cum apară și cărțile. Sunt curioasă. Tuc! Succes! Conflicte. S-au oprit aici la conflicte. Semn de foc unii. Dar conflictele astea, posibil să fie și concurență, posibil să fie și prieteni care vă invidiază că v-ați întâlnit această flacără geamănă, unii dintre voi, sau îi invidiază pe ei. Posibil și ei trebuie să se lupte cu concurența, că dacă sunteți persoane atât de interesante, s-ar putea și voi și ei să fiți vânați de alții. Da? E o concurență, e o luptă interioară. Da? Cum vă integrați voi în viața lor și cum îi integrați pe ei în viața voastră. Ai, foarte interesant mesajul. Pentru că știți că trebuie să integrați. Este obligatoriu. Altfel nu puteți manifesta această binecuvântare, vreau să zic, acest miracol. E un miracol faptul că v-ați întâlnit. Am zis, v-ați întâlnit într-un mod banal. Ții, în blugi, în geacă și ce în spate? Ce persoane complexe sunteți. În continuare, ce aveți un turn, aveți o separare sau o întâlnire trăsnet, care va aduce multă bucurie. Evident că poate să însemne și, pentru că văd trei de cupe, și faptul că prietenii, într-un fel sau altul, v-au separat. Interesant, da, mesajul. Prietenii. Am zis că e o luptă cu concurența, cu prietenii. Poate și prietenii lor vă doresc pe voi, poate și prietenii voștri îl doresc sau o doresc pe ea. Da? Posibil și așa ceva. Ia. Trecutul apropiat. Ok. 4 de bâte. Flăcări gemene. Am zis, flăcări gemene, unii care faceți treabă, nu oricine. Dragii mei, nu știu când o să fac videoclipul ăla, nu oricine își întâlnește flacăra geamă. La capătul setului de cărți, împăratul. Împăratul dezamăgit, posibil un taur foarte rănit în situația asta, care își face, sau poate un taur rănit într-o legătură cu un semn de aer, posibil și asta. Eventual, este o... Unul dintre voi era într-o relație de lungă durată, într-o căsnicie sau într-o relație, da? Și întâlnirea cu voi, aia trăsnet, le-a accelerat separarea de această persoană. Persoană care, într-un fel sau altul, îi mai rănise, le mai crease niște probleme. Dar asta pentru că voi le aduceți multe bucurii. Și face justiție. Într-un fel. Și mai văd un mesaj scurt pentru unii dintre voi. S-ar putea să fie și o balanță sau un taur între voi. 2. Asta pentru unii, nu pentru toată lumea. Nu separați mesajele, dragii mei. 10 de cupe! 10 de cupe. Evident că atunci când v-ați întâlnit, v-ați simțit... Zic, mai! Așa a fost. Și totuși n-ați spus. Nici unul, nici celălalt. Da? E o chestiune de comunicare. Nu ați spus... Poate unul a vrut să fugă, poate a zis, măi, e prea frumos, e prea... Păi nu e adevărat, nu se poate așa ceva, nu există, mi se pare mie, e o iluzie. Această fericire, semn de apă, semn de foc, posibil. Eventual, fiți atenți, am zis că e posibil să fie și o a treia parte, vă dau și o altă variantă. Posibil, un semn de aer să se bage, să-și bage codița...
Și să mai bârfească, pentru că asta poate să însemne și bârfe, da? Și minciunele și strategii. Și să ducă la această întârziere, la această separare, tăcere, care posibil s-a manifestat sau se manifestă între voi. Vedem cum apar părțile. Asta e ține mai mult de trecutul, am zis, apropiat, da? Numărul 4, numărul 4. Trecutul apropiat. Ok. A venit două. Am zis, unii sunteți între un semn de foc și un semn de pământ. Pe de-o parte, vreo două, vreo două. Wow! Chestie toxică. Wow! Pe de-o parte, pe de-o parte. În cazul în care nu sunteți între un semn de pământ și un semn de foc sau un semn de foc și un semn de aer, că apare și aerul, această întâlnire nemaipomenită, cu care vedeți un viitor excelent, surprinzător, ca de povești, vă pune în situația în care trebuie să decideți, sau pe voi sau pe ei. Trebuie să decideți. Dacă sunt două persoane, persoana în semn de foc trebuie să decidă între relația veche și relația cu voi, aceasta victorioasă, da? Aceasta faină. Așa. De fapt, cred că amândoi. Cred că amândoi. Dacă e doar un semn de foc, trebuie să lase în urmă relația pe care a avut-o pentru această mare bucurie, da? Pentru acest steag, să zic, victorios. Și un moment de decizie pentru semnul de foc. Berbec, leu sau săgetător. Dacă este un semn de pământ, posibil și semnul să fie de pământ, să fie într-o situație, într-o relație, într-o căsnicie. Și deși sunt fericiți, să încerce să creeze ceva cu voi. Să pune bazele ori unei prietenii, ori a unei colaborări, rămâne de văzut. Vă dau mai multe variante. În cazul în care e doar o persoană, că voi știți că e la alegere și e colectivă, se combină cele două mesaje. Persoana trebuie să aleagă între trecut și prezent, între a-și crea o nouă viață, da? O viață ideală, așa cum o și văd, o și simt lângă voi, că sunteți la cara geamănă sau sufletul pereche, ăla benefic, nu ăla karmic. Așa. Și trebuie să-și plănuiască și într-un mod creativ, că am vorbit de creativitate și bătele sunt creative, și într-un mod practic, cum să vină mai aproape de voi și cum să pună bazele unei relații de lungă durată. Dar trebuie mai întâi să aleagă între vechi, între persoana veche sau viața veche, că poate nu e nicio persoană, poate e o viață, poate sunt prieteni, da? Un stil de viață vechi. Părinții, prietenii, da. Unde asta e? La capătul setului de cărți aveți diavolul. E o chestie toxică. Posibil că atâta fericire vă intoxică pe unul, cel puțin pe unul dintre voi. Și cel mai greu este de suportat faptul că deocamdată nu poate să vină mai aproape de voi. Ar vrea să vină, dar este blocat. Ar vrea să vină, dar este blocat de niște responsabilități. Posibil. Eventual de un semn de foc. Nu, iar apare semn de foc și semn de apă. Da, dacă e semnul de pământ, ar dori să vină mai aproape, dar nu poate din cauza acestui semn de foc. Posibil îl blochează. Or fi geloși, am zis că pot să fie și prieteni? Da, în prezent. Vedem cum rezonează. În prezent. Ok, mai iau și eu așa. Wow, dezamăgiri. Dezamăgiri, pentru că discuția e la distanță, întâlnirea e la distanță, trebuie să discutați, să călătoriți, iar o chestie de... Iar, călătorie și toxicitate. Nevoia de comunicare, de adevăr. Iar e o tăcere. Am zis tăcere mai devreme, iată, e o tăcere.
Eu cred că s-a pus cineva în povestea voastră și a creat această... situație de dezamăgire, rană sufletească. Prea multe au sărit ca nebunele. Cineva e nervos? Marea preoteasă, vă niște secrete. Ha. Și temperanța care trebuie vindecate, rănile, trădările trebuie vindecate. Ia, în prezent. Oh, 4, da? Interesant. Cred că și la numărul 1 a apărut cam la fel cărțile pentru prezent, destul de triste. 3 de spade, 4 de cupe, lacrimi. Cineva își dorește să vină cu un mesaj de împăcare să echilibreze. Să echilibreze. Balanță Taur. Și să ofere stabilitate, eventual. Pe de o parte, cineva vrea să explice că e în căsătorie și trebuie să se despartă înainte de a fi cu voi. Și de a o lua de la zero. E posibil și așa ceva pentru unii dintre voi. Ia, uite, iar am vrut să apară... Măi, de ce? E ciudat! În loc să apară 3 cărți, apar 4. Deci mai e încă o persoană, asta e clar. Și iar apare semn de pământ, semn de aer pentru mine. Dar toate cărțile, uitați-vă și voi, explic, ca și la numărul 1, într-un fel sau altul, arată nevoia de vindecare, de echilibru emoțional, de vindecare mentală, sufletească și financiară. Și este nevoie să se aleagă între două persoane, da? 2 de monede. 2 de bâte? 2 de bâte, 2 de monede. Interesant. Ah, interesant. Ia să le pun altfel. Deci, persoana care e semn de foc trebuie să aleagă. Am zis? Are 2-2. 2 de bâte, 2 de foc. Persoana care e semn de pământ, care ar vrea să facă o ofertă stabilă, trebuie să se vindece de acest sentiment, eventual de această dezamăgire, trădare, dacă intervine încă cineva între voi. Poate să fie un prieten, o prietenă care se bagă în discuții, da? Poate să fie un membru al familiei sau persoana cu care este, da? Sunt multe posibilități. Dar interesant, apare 3 de spade și la voi în prezent. Apare și în cartea aceasta, da? Nevoia de vindecare pentru, simt eu, semnul de pământ. Wow! Și voi, dacă voi sunteți semn de apă, foarte fericiți, 10 de cupe, acum un pic cam triști. Dacă sunteți voi semnul de apă, pentru că apare 4 de cupe exact sub 10 de cupe, da? Mai, aici cam toți sunteți supărați. Ceva s-a întâmplat sub semnul de foc, iar care și el era flacăra voastră geamănă, într-un fel sau altul, semn de foc sau cineva cu planete, da? Care reprezintă focul. Dezamăgire. Mai. Ia uite, trebuia să fac 3-3-3 și acum, până acum știi 4-4. Griji, stres. Vreți să vă schimbați, să schimbați întreaga situație, întreaga viață. Să luptați, să munciți. În primul rând, să vă ridicați financiar pentru cei care aveți probleme financiare. Așa. Eventual, să manifestați un nou început. O nouă pasiune, un nou stadiu în această relație. Trebuie să alegeți. Semnul de foc să aleagă, eventual semnul de pământ să facă bani ca să vă ofere. Că știți cum e? Fiecare oferă ce știe mai bine. Semnele de foc oferă pasiune și loialitate, dar sub o altă formă. Semnele de pământ oferă și ei stabilitate, dar într-un mod mult mai practic. Ei fără bani nu, simt că nu pot să ofere, da? Decât, na. Cred că totuși semnul de pământ vrea să ofere ceva stabil, nu doar pasiune. Posibil, așa simt. Și totuși, mai, pământ foc, numai așa. Unul trebuie să aștepte, altul vrea să vină aventuros. Și cu pasiune și cu emoții, da, n-am pomenit așa ceva. Una caldă, una rece, una de pământ, una de foc, una de pământ, una de foc. Mai din când în când mai apare aer ca să se arate ce stres mental vă creați. Viitor, asta în prezent. În prezent vă tratați, vă vindecați, separați, bănuiesc. Cred că a fost un trio. Nu neapărat voit. Am zis că poate să fie un prieten, o prietenă binevoitoare. Sau care nici măcar nu știe că voi vorbiți cu prietenul, prietena.
viitor. Ce mă enervează situația asta. Ia uite, roata norocului, super mișto, mă bucur. Schimbați, schimbați, că trebuie să schimbați, nu puteți să stați. Trebuie să alegeți în primul rând și să schimbați. La capătul setului de cărți, tăiați, comunicați direct și cu unul și cu altul, comunicați, dacă nu tăiați cu trecutul. E o regină de spade, poate să fie și o avocată, un avocat, o avocată, poate să reprezinte și o persoană care e divorțată, da? Dar trecând peste chestia asta, e nevoia de comunicare directă. Dom'le, care e situația? Care e problema? De ce nu se poate manifesta această super faină, da? Întâlnire între flăcări gemene? De ce nu putem manifesta? Pe cine mai ai tu în trecut? Pe cine ai tu în prezent? Da? Pe cine am eu? Da? Și tot așa discutat, direct. Eventual, iar semn de aer, semn de foc. După această discuție, luptați. Eu așa văd în acest context lângă magician. Luptați să manifestați. Luptați să manifestați ori voi, ori ei. Posibil semnul de foc se luptă să manifeste. A, mișto. Această, wow, întâlnire de vis. Posibil semnul de foc. Sau cine are marcaj puternic pe foc dintre ei. Să se lupte șapte de spade, da? Să se lupte, pentru că în contextul ăsta lângă magician, eu simt că vrea să se lupte, să manifeste această întâlnire de vis, da? Ia uitați ce frumos. Mai. Și nu degeaba au apărut cărțile. Această întâlnire între două suflete perechi. Iar apare regina de foc lângă regele de cupe. Pasiune mare între voi. Și nevoia de comunicare. Am senzația, bine, au fost și niște minciuni, cineva, minciuni, cineva, ah, interesant. Semnul de pământ, taurul, să nu fi spus anumite lucruri. Și atunci rămâne focul cu apa în acest context, într-o comunicare, într-o chestie de pasiune. Ha, interesant. Uf, mamă, de foarte complicat. Mamă, mamă, posibil mama unuia să influențeze viziunea lor despre relații, posibil că tot am zis mamă, da, eu am zis așa la modul exclamativ, dar posibil că nu degeaba. Sau dacă nu neapărat mama, posibil că ce, ia, noi, posibil că ce au relaționat împreună alături de mamă, asta e mai ales pentru bărbați, băieți, bărbați. Relația dintre ei și mamă, într-un fel sau altul, se manifestă în relațiile cu femeile. Dacă nu au o relație vindecată, nu vor avea relații vindecate, nu vor avea această uniune până nu se vindecă. Însă, regina de bâte, regele de cupe, atracție mare, nevoia de comunicare, și eventual de strategie, hai să vedem și varianta pozitivă, de creștere și de renaștere și de echilibru. Dragii mei, ce aveți aici? Renaștere, împăratul și împărăteasca, împărăteasa, renasc împreună. Se împacă, se împacă împăratul și împărăteasa. Acum cine este? Că împărat poate să fie și semnul taurului și apare semn de pământ de la început. Împărat poate să fie și semnul berbecului și apare de la început. Care o fi acel împărat? Vom trăi și vom vedea. Să încercăm niște. Deci, în viitorul apropiat, după aceste dezamăgiri, vindecări, lacrimi, echilibru, dezechilibru financiar, nevoia de a alege, apare schimbarea. Nevoia de schimbare. Trebuie să schimbați energia asta într-un fel sau altul. Vom vedea cum. Ok, încă o carte pentru. Nevoia de schimbare și de victorie. Posibil că veți duce către, ia să vedem. Poate să fie să mergeți către semnul de foc și iar regina de bâte, de monede.
Posibil semnul de foc că vrea să vină victorios în viața voastră, pentru că simte că le aduceți multă bucurie și, nu neapărat semn de foc, mi-am zis așa, dar poate să fie oricine, și își doresc să se căsătorească și să fiți soția lor, mama copiilor și așa mai departe. Vrea de la zero, da? O să ia de la zero. Să înceapă un nou capitol. Wow, ce complicat numărul 4. Că așa e la chestiile creative, sunt complicate. Încă o carte. Pentru. Ia uite, băi, nu se poate, împăratul. Marele preot. Și moartea. Moartea, transformare radicală. Cineva va lăsa toate durerile astea în urmă. Se va detașa și de prieteni, și de cupe goale, și de tot ce nu-i priește. Va bloca și responsabilitățile și tot ce îi se pune în cale, va bloca tot și va lupta pentru a manifesta acest vis. Ia, uite, fantastic! E o transformare radicală prin care trece unul dintre voi sau posibil că amândoi. Transformarea, moarte. Wow, ce intens. Ce? Da. Unul dintre voi, bănuiesc că acest semn de foc, sau dacă nu, repet, dacă nu, iar apare semn de foc și taur, dar nebunie în povestea asta. Este nebunie. Confirmații. Confirmații într-un fel. Unul dintre ei lasă un semn de aer pentru voi. Pentru acest cuplu divin. Împăratul și împărăteasa care reapare iar și în aceste de cărți. Și spre sfârșitul lunii manifestați, dragii mei, ce? Schimbarea, da? Dacă acum sunteți lacrimi, răni, da, vă sângerează inima de durere, plângeți, nu puteți să alegeți, stați într-un picior în cap, nu știți cum să alegeți, voi, ei, el, ea, a doua, a treia persoană, nu știu câta, da? Și trebuie să vă vindecați, să vă calmați mental, să faceți un pic de meditații, respirați adânc dacă intrați în panică, da? Calmați-vă, puneți-vă niște link-uri de alea faine de meditații, da? Asta e în prezent. Pentru că a fost prea frumos și ce e așa de frumos, nu vine ușor. Nu vine ușor, dragii mei. Și dacă n-ar fi două persoane, am zis, și dacă n-ar fi două persoane, trebuie să alegeți între trecut și prezent, da? Între trecut și prezent, ca să puneți prima bază, da? Să creați ceva stabil, ceva durabil. Și veți, spre sfârșitul lumii vechi, lumea voastră veche, da, îi merge și așa, lumea voastră veche, și a lor, și a voastră. Pentru că am zis că semănați într-un fel, amândoi sunteți creativi, vă oglindiți într-un fel sau altul. Și ce experimentați unul într-un fel, experimentați și celălalt altfel. În relațiile cu familia, cu prietenii, într-un fel sau altul. Oricum, spre sfârșitul lunii, mergeți către victorie, către stabilirea acestei legături foarte profunde, spirituale. Legătura aceasta este deja în alte dimensiuni. Și posibil vreți să o manifestați și în această dimensiune. Unii printr-o căsătorie. Dacă se poate merge cu atâtea izolații și izolări și... Iată, trebuie să blocați, să deblocați, pardon, e similar cu turnul, să deblocați tot ce vă stă în calea creativității împărătesei, creșterii, marea preoteasă și... Puf, ce frumos! Wow, ce cărți intense! Ia să vedem! Să clarific. Doi de băte. Ia, să clarific. Nu, dă-mi o carte. Doi de băte. Cine e doi de băte?
Mio persona. Wow. Integrare. Doi debut este persoana. Este persoana cu care vă completați și cavalerul de monede cine este? Este un semn de pământ care vine foarte greu. Bruscuța testoasă. Vine foarte greu, care nu arată prea mult din ceea ce simte, are o carapace. Celălalt este mult mai creativ dacă e o persoană. Eventual, dacă e o singură persoană, încet și sigur, vă veți integra unul în viața celuilalt. E mai dificil. Na, zici și tu. Zice și voi. Cum integrezi negru în alb, fără să-l murdărești? Iată, uite acolo, într-un mod creativ, da? Și invers. Multe, multe griji, stres mental. Trei de spade, clarificăm trei de spade. Au fost niște minciuni. Cineva nu a spus de ce sunt minciunile astea. Inocență. Este similar cu luna, cu secretele, dar în această carte arată altfel, ca un înțelept. Un înțelept cu suflet de copil. Eu îl văd pe Osho, aici, de fiecare dată și în cealaltă. De ce sunt secretele astea? Cineva vrea să renunțe la niște greutăți. Că a venit cartea invers. De ce sunt secretele astea? Mai, singurătate, dar numai cărți de astea. Cineva este într-un întuneric, într-o călătorie spirituală, e similar cu eremitul. Se simte singur în întuneric și trebuie să-și găsească lumina și inocența. Am înțeles, și inocența. Și până atunci minte în sensul că nu-și arată, nu-și înțelege și nici nu-și arată sentimentele. Uite unde s-a terminat, la transformare, nevoie de transformare. Posibil semnul de foc, cavalerul de bute. Care simte foarte intens, dar în continuare aveți tăcere. Nu spune, Luna. Nu spune. Nu mai, că dacă tot așa mi ies. Clarificăm patru de cupe. Cine plânge? Patru de cupe. În primul rând, se plânge din cauza că nu se poate decide, din cauza că este un stres mental. Cineva simte că nebunește. Schizofrenie, simte că nebunește. Ce să fac? Ce să Pe cine să aleg? Cum să mă duc? Și dacă știe ce să aleagă, probabil că nu știe, nu poate să renunțe la un stil de viață vechi. Ia uite ce stres e. Epuizare. Supresiune. Posibil că era mai jucăuș, trebuie să renunțe la un stil de viață jucăuș. Ia uite, apare și Marea Preoteasă și clarificăm schizofrenia asta. Wow, pentru un suflet pereche. Aici sunt lacrimile. Auziți? Da. Aici sunt lacrimile. Aici se plânge, se regretă o oportunitate, da? Că a fost 10 de cupe dați în urmă și 4 de monede. Această oportunitate deocamdată pierdută, amânată, zicem noi, zic eu, pentru că cineva trebuie să decidă. Ori între un semn de aer și un semn de apă, ori, pur și simplu, între prieteni, între familie, într-un stil de viață, că am văzut, totuși, diavolul poate să însemne neapărat un trio, poate să însemne un stil de viață toxic. Da? Ca să manifestați acest suflet pereche. Iar, suflet pereche, flacără, geamănă, 10 de cupe, 10 de cupe, uniunea inimilor. Da? Și am văzut și aici Yin și Yang. Integrare. Foarte interesant. Aici e stresul. Cum să fii prieten cu acest om, femeie, bărbat, care ți-a apărut în viață, când tu știi că ai un stil de viață care e total opus? Pentru cine o fi mesajul? Nu știu. Posibil, prea jucăuș, cealaltă persoană e mult mai sobră, eventual. Jucăuș aventuros. Patru de spade,
clarificăm 4 de spade. Da, 4 de spade. Trebuie să vindece mental acest stil de viață ușuratic. E un stil ușuratic și nu neapărat să se ducă cu unii și cu alții. Pur și simplu să-i placă distracție și să nu aibă dorință de creștere spirituală. Și suntem în 2020, trebuie să creștem tot spiritual. Asta e. 2 de băte. 2 de băte trebuie să iasă din această izolare. În primul rând, probabil că se simte un soi de paria, un ciudat, un freak, un outsider, da? Cine trebuie să aleagă? Mai, de-aia apare sufletul acesta pereche, benefic, de-aia apare flacăra geamănă ca să-ți dea întreaga viață peste cap. Să te trezești la o nouă realitate. Și nu asta 3D în care ai învățat să stai, sau ați învățat unii sau au învățat ei, nu? Alt stil de viață. Acum schimbăm vibrația. Uite de ce a vrut să iasă. Ia uite. Iar 2 de băte, nevoia de alegere. Schimbare, un nou capitol, o nouă lecție, o nouă etapă în viață. Eu, gata, ai pus bucățica, ai completat jocul, acum alt joc, altă persoană, alt stil de viață. 6 de băte. Șase de băte e plin de ego. Aici e problemuța. Aici e problema ego-ului a uneia dintre voi. Sau a toxicității, am zis, o viață toxică. Pentru că apare conditioning. Trebuie să intre într-o nouă existență. Să renunțe la minciuni. Minciuni față de ei. Sau față de voi. Clarificăm conditioning-ul ăsta. Proiecții, ia uite. O persoană își proiectează alte idei despre ce ar trebui să fie o relație sau eu știu cum. Trebuie să învețe să-și asume responsabilitățile și asta înseamnă marele preot. Responsabilități și spirituale. Oh, ce frumos. Sunteți izolați de această poveste de dragoste. Trebuie să de îndrăgostiți. Trebuie să spargeți blocajele. Marele preot. Clarifică marele preot. Vai, de ce situații complicate. 4 de cupe. De ce sunt 4 de cupe? Trebuie să mediteze persoana ca să ajungă la creșterea asta spirituală. Ia uite. Să aibă încredere în divinitate. Să aibă o nouă viziune. Eu cred că da, deocamdată e tăcere. Și în, așa fel, în acest fel se poate schimba schimbare de vibrație, dragi. Schimbare de vibrație. Cam asta este. Nu uitați că miracolele și binecuvântările apar când vă schimbați vibrația către spiritualitate. E o legătură spirituală. Și puteți manifesta că acum intrăm în altă vibrație. Orice fericire, chiar dacă ar fi așa imposibil de realizat, se poate manifesta în momentul în care schimb vibrația. Da? Uitați ce frumos. Puteți să creșteți împreună. Să creați. Am vorbit de creație, da? De creare, da? Să creați ceva nou împreună. Să, da? Fructele voastre să fie speciale. Sunteți creativi separat, dar împreună sunteți și mai creativi. Cam aceasta e etalarea pentru numărul 4. Vă pup! Pa! În sfârșit am terminat toate etalările pentru iunie. V-ați ales, sper, cu grijă. Eventual, puteți să reascultați și să realegeți dacă ceva nu rezonează. Dacă rezonează, spuneți-mi și mie ce și cum. Urmează, o să fac și celelalte zodii. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!